La Orșova sunt localnici care au început să se obișnuiască cu reptilele pe stradă. Sunt însă și oameni care dau vina pe administrație, pentru că orașul este năpădit de buruieni care ascund mai nou și pericole. Sunt șerpi de apă care nu mușcă, v-am mai zis, deci nu e chiar inofensiv. Bineînțeles că orice om se sperie de la și m-a speriat stând la bancă. Coboară șarpi de la cimitir. Acolo este necurățat, în spatele este pădure. Și șerpii coboară, mai coboară și la apă, mai coboară în ala. În curte, acolo, la pată, s-au mort unul sau doi șerpi. Iarbă necosită, curățenie nefăcută, nemăturat. Uite, gunoaie neridicate la ora asta. Ce vrei să... Asta e administrație. Nu vedeți ce e în oraș? Nu vedeți ambrozia în loc de trandafirii care au fost pe faleză? Ne-a năpădit ambrozia. Mușcătura de șarpe poate fi infecțioasă, spun cei de la Spitalul Orșova, însă cea de viperă poate fi mortală. Spitalul Municipal Orșova asigură cu ser antiviperin și nu există probleme din acest punct de vedere. Suntem foarte bine aprovizionați din punctul acesta. Pentru situația în care a ajuns Orșova, primarul dă vina pe reprezentanții firmei care ar trebui să se ocupe de întreținerea spațiilor verzi. Nu este în atribuțiile noastre, avem operator privat, avem serviciu de spații verzi delegat către operator privat, este treaba operatorului privat să tundă iarba. Contactați telefonic, reprezentanții firmei au declarat că în bugetul orașului nu a fost prevăzut niciun leu pentru întreținerea spațiilor verzi și nu pot presta acest serviciu fără bani.